importatoare în România a tractoarelor marca Deutz-Fahr, Hurlimann și Lamborghini, precum și a combinelor Deutz-Fahr, compania MAP continuă și anul acesta campania de cofinanțare a proiectelor accesate din fonduri europene. Pentru MAP, începutul anului 2011, din punct de vedere al vânzărilor de utilaje agricole, a fost un succes, deoarece am lansat în anul 2010, în luna noiembrie, un program care s-a desfășurat până în acest an. Programul s-a numit Utilaje cu Avans Zero, iar acest program pentru MAP a fost un real succes, atât în vânzarea de tractoare, cât și în vânzarea de utilaje agricole. Pentru noi, începutul anului a fost un început bun. Ce perspectivă ați văzut până la sfârșitul anului? Pentru această perioadă, după cum bine știm, avem măsura 1-2-1 care s-a încheiat luna trecută, avem în această perioadă măsura 3-1-2 care este în desfășurare. Ca în fiecare an, MAP este alături de clienții săi și venim în spate cu o consultanță, cu, după cum am mai spus, o cofinanțare a proiectului, ceea ce ajută foarte mult clienții noștri să meargă, să depună mai repede un proiect european. Pentru noi, în momentul de față, activitatea principală se axează pe programe, pe fonduri europene. MAP a pregătit pentru ediția din acest an a Târgului Agraria oferte interesante pentru fermierii din zona Transilvania. În acest an am venit la Agraria cu un leasing promoțional la o dobândă de 4,8% împreună cu Intesa San Paolo Leasing. De asemenea, avem prețuri speciale la tractoarele Sammen Deutz-Fahr pe care noi a căror importator direct suntem. Cardul de piese de schimb și service este de asemenea un lucru care l-am promovat la Agraria, acesta aducând beneficiarului prețuri promoționale la piese de schimb și întreținerea utilajelor. De asemenea, avem consultanță pentru fondurile europene și pe lângă consultanță oferim și o cofinanțare de 100% a proiectelor, de asemenea cu Banca Intesa San Paolo.